Apar noi informații în cazul tânărului care și-a dat foc ieri într-o benzinărie din Cluj-Napoca. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, acesta ar fi transmis un mesaj prevestitor cu iz de premeditare. Vreau ca durerea mea să fie provocată și altora, a scris băiatul pe o platformă de socializare. Radu Tudor Socol era absolvent al Colegiului Național Ion Luca Caragiale din București, fost basist în trupa Dark Fusion. Tânărul a venit în Cluj-Napoca la niște rude în urmă cu câteva zile. În cursul zilei de ieri, am promutat mașina unchiului său din Corneș, sub pretextul că vrea să se plimbe. Ajuns în stația de alimentare de pe calea Turzii, a stropit interiorul mașinii cu combustibil și apoi s-a urcat pe bancheta din spate. În timp ce băiatul era așteptat la casa de marcat, angajații au observat că mașina a luat foc. Focul s-a întins cu repeziciune și a făcut interiorul mașinii scrum, cu tot cu băiatul care, potrivit anchetatorilor, s-ar fi sinucis din dragoste. Angajații pompei de benzină au fost prompți și au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să se extindă la pompe și la rezervoare și să ducă la o tragedie mult mai mare.